prima mă căutați, vă dau și îmi dați și bani. Ați nebunit, terminați femeile astea care să vă dau. Să moară Natasha mea, bă, abține-te, să mă, moară familia mea și băiatul meu dacă mă văd cu tine, dacă te fut odată, să dacă mă... nu bă, dacă se arăbe ca aștept când mi-ai zis să vrei ce vezi, de ce vezi? Dacă trecu, nu mă face să ciripesc pe aici, vezi zungunasului. Vorbește, ce ai de vorbit? Păi bună mea, m-ai chemat afară de atâtea ori și am zis că nu ies. Că eu de atâtea ori, odată ți-am zis. Cu farol Montana, ia uite că nu mai m-am mutat, s-a dus direct pe crac, mâncați, ai zburat, da, uite, exact aici. Ce s-a dus? Da, ai dracu din gură, nu mă mai enerva. Doamne, dar toate prefera simplitatea, da, hama o carne. Bă, eu mor, mă, cu ăștia să mă arăt familia mea. Ești amuzant, nu mai pot. Da, mă, ești bună. Și mie și lui Fanevaci când i-ai zis. Aha, ce glumă bună. Nu mai faci a doua oară. E mirat, bă, când ne vedeți în realitate, vă tremură chiloții să moară. N-am, uite tocmai de asta. Când mă duc undeva zâmb, dacă nu faceți poze cu mine, e nebunit. Exact aici până aici, de aici până aici a venit. Jur. Auzi, Andreea, nu sunt nici de acord cu treaba asta. Hai să fim serioși. Nu mă, ea preferă cioban, auzi. Te rog frumos, barule, un centimetru, plalic. Înseamnă că n-ai pretenții la tine ca femeie. Eu te văd o femeie frumoasă și te văd și deșteaptă. În momentul în dacă care spui... Dacă mă vezi frumoasă și deșteaptă, crezi că m-aș uita la baron? Te rog, Montana? Te rog frumos, te rog frumos, dă-mi voie să vorbesc. Te rog mult. Da. Ce-mi răspuns după? Dacă tu... Îmi spui cu atâta tărie că îl preferi pe Nadine în loc de baronașul nostru, da. Înseamnă că n-ai pretenții la tine ca femeie. Nu, înseamnă că văd sufletul unui om. Nu, poate nu-i place m-am dus mai departe de ambalaj. În alt tău, mă piși în el de suflet că nu merg cu sufletul pe stradă. Ba da, el rămâi ce crezi. Dacă nu văd o frumusețe exterioară, nici nu mă atrage cu... Mă uitam după ambalaj. Mă, gata, nu-i vina lui baronul. Ai început cu frumusețea întrecătoare. Lasă-mă bucur de frumusețe că sufletul ofer la final. Uite, frate, uite, fac provocarea și nu mai stau, că deja începe niște vorbe care nu și-au rupt. Mie nu-mi place certurile astea. Dacă se ceartă cineva cu mine, veni să ne certăm în privat, în viață reală. Lăsați astea șmecherii și mafioțel pe TikTok, că nu suntem. Aici îl pun pe filmul să moară familia mea de 2 ani, dacă nu te înjură și-ți arată și briceagul. Și te tai prin telefon. Lăsați-le dreacul de certuri și da fiecare să ne dea Dumnezeu după inima noastră. Lăsați astea, că dacă mă vezi în față în față, mâncați aș cu iul tău. Hai, care femeie nu merge? Ai nebunit? O să am ultima Panamera afară. Da, și de-aia nu mai pot eu. Am bani, Panamera eu. Nadine, ce-ți face? Te duce pe câmp? Șambani. Da, ai bani, dar n-ai mulți. Ai nebunit? Fă-ți provocarea. Stai să le arăt la haterii tăi. Păi știi ce faci, Andreea? Hai să spun ce faci. Băi, îmi cer scuze în fața lui Aslan, care are 2023. Dar uite, le arăt lui haterii tăi. Uite. Uitați. Zăb, dacă te mint, nu e 22 luna a 11-a. Pentru ăștia care mă înjurați. Eu n-am oi mâncat. Și ce crezi? Ce crezi, baronașul? Ies ăla cu piele roșie, vine la tine. Ia fii atent. Andreea, în momentul când te sui la baronașul în mașină, zic pe tocuri așa și cu pieptul în față. Dragul meu, Aslan, să zic că... Dacă te duci la Nadine, îmi place cu tăpuța, frate, am crescut la țară. Dacă te duci la Nadin, știi cum faci dacă te duci la Nadin? Mie-mi place cu căruța. Hai cu voi, vă iubesc, că nu-mi plac certurile mele. Astea, eu ies, vă iubesc pe toți. Să provocarea, baron, fă-ți provocarea. Da, surioara, păi n-am făcut-o, mai vrei o dată? N-am văzut. Uite, ha. Stai că e urât să scui pe aici. Arată la cameră. Ne-a fenta, mă. Hai, mă, lasă-i ca tine. V-am pupat. Te zup dacă te mint, dacă n-am băgat. Hai, mă, gata, te cred. Dar nu-mi plac mie certuri. Dacă vrei, jucăm, dar fără ceartă, mă.